Am raportat o perioadă mai largă în prezentarea activității, perioada 2022, primul semestru al anului 2024, pentru că, după cum bine cunoașteți, protejarea patrimoniului cultural nu se face imediat, se face prin acțiuni care durează în timp. Prin urmare, efectele muncii noastre se pot culege după foarte mulți ani de activitate și de eforturi. Pot spune că la mijlocul anului 2024, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț continuă încă să culeagă roadele muncii desfășurate încă din anul 2015, de un colectiv restrâns, așa cum spunea și domnul prefect, suntem doar 4 angajați, și în condițiile unei fluctuații de personal continue până în anul 2019.